Cele trei brățări. A fost odată o văduvă care avea trei fete. Mergând într-o zi în pădure, o bătrânică îi spuse că ea știe soarta fetelor sale, așa că să le trimită pe rând la dânsa. Fata cea mare merse în ziua următoare. Bătrânica îi arătă trei brățări, una de aur, alta de argint și a treia de fier. Fata o alese pe cea de aur și se întoarse fericită acasă, căci bătrâna îi prezise că are să devină împărăteasă. A doua zi merse fata cea mijlocie și alese brățara de argint. Bătrâna îi prezise că va deveni regină, iar fata era cum nu se poate mai fericită. Fata cea mică porni spre pădure în cea de-a treia zi, dar oarecum tristă, căci știa că o aștepta brățara de fier. Dar bătrânica o așteptă cu trei brățări, una de aur, una de argint și una de fier. Îți mulțumesc, mătușico, pentru bunătatea ta, dar știu că brățara de fier îmi este hărăzită, așa că pe aceasta o voi alege. Îmi voi accepta soarta, oricare va fi ea. Bine te-ai gândit, copilo, îi spuse bătrâna, mergi cu bine. Mama o certă că nu alesese și ea brățara de aur sau măcar pe cea de argint, iar surorile sale o luară peste picior. Fata, în schimb, era împăcată cu decizia luată. Nu peste multă vreme, cele două surori se căsătoriră, una cu un împărat, iar cealaltă cu un rege, după cum le fusese prezis. Cea mai mică se căsători și ea, dar cu un păstor. Trecură mai mulți ani la rând, iar mama merse să-și viziteze fetele. Le găsi pe cele două mai mari foarte nefericite, în timp ce Mezina o ducea foarte bine la stână, în pace, înțelegere și iubire, alături de soțul ei. Atunci înțelese văduva că aurul și argintul nu aduc de fel fericirea.